Slavă Domnului! În Roman 12 cu 11 spune: să răguim, să fiți fără preget. Fiți plini de râmnă cu Duhul. Slujiți Domnul. Am observat că voi slujiți în seara asta cu multă râmnă. Rugăciunea a fost rugăciune, cântarea a fost cântare și negativul a fost negativ. Cred că mă refer la cealaltă cântare. Și iertați-mă. Despre voi vreau să spun un lucru. Aveți niște voci atât de frumoase, mai frumoase decât negativul. Vă ajută negativul, dă frumusețe cântare, dar vocile voastre să se audă. Și cred că a fost bine cu voi. Cu cealaltă cântare mai înainte am ceva, nu știu, cu voi, cu el, cu cineva. Hai să vă spun o întâmplare. Am fost în Londra. Eu sunt păstor, îmi plac cântările și mai ales cântările în cor. Dacă este o slujire care îmi place în adunare, e cântarea în cor. De la 14 ani am cântat în cor, până în ziua în care un alt dirijor și m-a luat afară. Și acum eu când merg în adunări, îmi place să ascult cântări. Am fost în Londra, un cor grozav. Și au cântat o cântare, atât mi-a plăcut de mult. M-am dus la dirijor cu capul în jos, am spus: frate, lucrăm la aceeași firmă. Te rog frumos, dăm și mie partitura la cântarea asta să învățăm și noi. Ei aveau un caiet așa gros, cu vreo 200 și ceva de cântări, un caiet editat. S-a uitat la mine, spune: frate, pentru tine, uite, fac asta. Rupi foaie din caiet și mi-o dă mie. Eu m-am bucurat că o duc acasă. După amiază, o cântat o cântare mai frumoasă ca dimineață. M-am dus la el și am spus: frate dirijor, hai să facem schimb de partituri între noi. Uite, îți dau eu o cântare, dă-mi pe asta a doua. Și el s-a uitat la mine și mi-a dat un caiet. Zic: ia-mă caietul și nu mă mai năcăje. Poate aude dirijorul. Frații mei, hai să ne ridicăm în picioare, mai citim un verset. Eu am găsit de bine că vom simplifica totuși întâlnirea din seara asta, mâine conferință, eu deplasare, familie. Un singur verset din 1 Timotei, capitolul 4, și anume versetul 16. Spune Apostolul Pavel așa: fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Amin. Amin. Vă rugăm, ocupați locurile. Când vorbim, frații mei, din Sfânta Scriptură, întotdeauna un credincios în vizorul lui are două obiective majore. Prima, mântuirea personală. Eu sunt un pic egoist, dar și Pavel o spune așa. Deci Petru spune: veți dobândi ca sfârșit al alergării voastre mântuirea sufletului. Eu umblu, slujesc, îs pocăit de 56 de ani, mă străduiesc cu urcușuri, cu coborâșuri, cu fapte de vitejie și cu căderi care nu se cuveneau, dar eu doresc să mă mântuiesc pe mine. Vreți și voi asta? Amin. Doamne, ajută-ne! Deci primul obiectiv care îl avem noi în vizor e mântuirea personală. Dar vine Pavel și ne mai spune un lucru: că dacă vei face așa, te vei mântui pe tine și pe cei care te ascultă. Deci, prin noi trebuie să se mântuiască alții, fraților. O cântare veche spune așa: merge voi cu mâna goală înaintea Domnului, suflete, nu poți aduce niciun singur snop măcar. Deci, întotdeauna eu m-am gândit așa, de când predic eu, de când umblu la școală, de când sunt eu pocăit, oare s-o pocăi vreunul prin mine? Și când am primit o mărturie, frate, de la predica aceea sau de la lucru, un coleg de-al meu, te-am urmărit și vreau să mă pocăiesc, atâta de mult m-am bucurat. Ia faceți voi un bilanț, prin voi, prin tine, cât s-au pocăit. Acum vorbim de umplerea cu Duhul Sfânt, că asta se vrea. Iertați-mă, eu vorbesc din amintiri în seara asta, mi-am cerut iertare, da? Că am uitat. Când vorbim de umplerea cu Duhul Sfânt, e botezul cu Duhul Sfânt, un act unic în viața noastră și irepetabil, odată suntem botezați cu Duhul Sfânt, dar putem de mai multe ori să ne reumplem cu Duhul Sfânt. Când vorbim de botezul și reumplerea cu Duhul Sfânt, vorbim de beneficiile care decurg din această umplere. Și atunci când suntem plini de Duhul Sfânt
vom avea roada Duhului, vom avea darurile Duhului și mai există un beneficiu pe care l-am numit eu călăuzirea Duhului Sfânt. Deci un om care e plin de Duhul Sfânt va fi în tot timpul călăuzit de Duhul Sfânt. Călăuzirea Duhului Sfânt e cea care ne ajută mântuirea personală. Că eu trebuie să mă mântuiesc pe mine. Darurile Duhului Sfânt mă ajută în mântuirea altora. Eu în seara asta probabil voi vorbi scurt despre călăuzirea Duhului Sfânt în mântuirea noastră personală. Am fost cândva la o conferință în altă țară, mi s-a dat subiectul acesta, am fost împreună cu fratele Virgil Neagu și când am vorbit de călăuzirea Duhului Sfânt, am avut o predică și eu și el, călăuzirea Duhului Sfânt la nivel personal. Apoi eu am avut călăuzirea Duhului Sfânt în viața de familie, iar el a avut călăuzirea Duhului Sfânt în viața bisericească. De aceea mi-am propus că atunci când vorbim de umplerea cu Duhul Sfânt, un beneficiu al umplerii este că noi suntem călăuziți de Duhul Sfânt. Și dă Doamne să fie așa, amin? Acel Duh Sfânt care ne ajută să ne ducem sfințirea noastră până la capăt. Când vorbim de călăuzire, noi avem două posibilități. Fie să umblăm călăuziți de firea pământească, fie să umblăm călăuziți de Duhul Sfânt. Apostolul Pavel spunea Romani 8:14 că toți care sunt fiii lui Dumnezeu umblă călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Iar în 2 Corinteni capitolul 10, versetul 3, Pavel spunea așa: măcar că trăim în firea pământească, noi nu umblăm călăuziți de firea pământească. De ce eu mă surprind pe mine câteodată umblând călăuzit de fire? Pavel spune în Efeseni 4:31, da? Orice mânie, orice iuțime, orice strigare, orice răutate, să piară. De ce eu câteodată mă văd mânios? Nu v-a surprins așa, mânios? Sau cu răutate în voi? Sau cu o strigare? Mai sunt strigări pe acasă? Când există strigările astea din fire, ești călăuzit de Duhul sau de fire? Ei bine, deci noi avem posibilitatea să umblăm călăuziți de fire și Pavel când scria în 2 Corinteni 10:3, el era pocăit, era plin de Duhul Sfânt și spunea așa: măcar că trăim în firea pământească. Știți de ce ne mai găsim călăuziți de fire? Pentru că noi trăim în firea pământească. Firea pământească în Scriptură are un asteric și pus jos, carnea. Aici și pretutindeni, noi trăim în carnea asta. Și de carnea asta nu scăpăm decât la cimitir. Atunci scăpăm. Noi trăim în trupul nostru cu nevoile lui, cu pretențele lui, cu multe. Noi trăim în fire și pentru că trăim în fire, ni mai ușor să umblăm călăuziți de fire. Dar Pavel spunea, măcar că trăim în fire, noi nu umblăm călăuziți de fire. Ce? Dacă noi trăim în fire, Biblia vine și spune că pentru cei care sunt al Hristos, care și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și cu poftele ei. Cum adică ne-a răstignit firea pământească? Ne-a răstignit carnea aceasta? Nici de cum. Noi trăim în fire, Romanul 8 spune, și firea așteaptă cu o dorință înfocată arătarea lui zilei lui Dumnezeu. E vorba doar de centru de comandă. Cine ne comandă pe noi, că noi în fire trăim în carne? Eu am învățat la școală că românii au pus mâna pe armă și au luptat împotriva rușilor. Până la 23 august 1944. În noaptea de 23 august 1944, românii au întors armele împotriva nemților și s-au aliat cu rușă. Eu spun, știți cine au fost vinovați? Bocanci. Că bocancii ăștia care mergeau spre Moscova s-au oprit și au luat-o spre Berlin. Bocancii erau vinovați? Nu. Știți cine era vinovat? Comandamentul.
Centru de comandă. În noi există un centru de comandă. Aici trebuie răstignit firea împreună cu patimie și pofte, nu trupul acesta de carne care îl avem de la Dumnezeu dat. Pentru că noi trăim în firea pământească, e un răspuns, nimai un ușor ne îndămână să umblăm în firea pământească. Și mai este al doilea răspuns. Galateni 5:16, zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci poftele firii pământești sunt cunoscute și acestea sunt curvia, preacurvia, necurăția, patima, lăcomia, vrăjbii, certul zavistii, mânii, certul de partid din buibări, beții și altele ca acestea. Firea pământească e ca o monedă cu două fețe. Ca o monedă, ca un ban care are două fețe. O față e bună, morală, socială, miloasă, cultă, educată. Și noi ne îndrăgostim de fața asta. N-ați întâlnit oameni de care se spune, bă, nu-i pocăit, dar e mai bun ca un pocăit. N-ați întâlnit oameni care sunt ortodoxi și nu înșela niciodată nevasta. El e cu nevasta din tinereța lui și își vede de casa lui și nu pândește după alta. Sunt astfel de oameni. Pentru că firea pământească are o față bună, noi ne îndrăgostim de subtilități retorice, de educație, de cultura, de inteligența cuiva, da? Dar aceeași fire pământească are și partea cealaltă. Aceeași fire pământească. Și vei vedea că unul care 40 de ani a fost fidel la nevastă sa, la 60 de ani divorțează și o ia pe alta. De unde? Din firea pământească. Că firea pământească nu are numai partea frumoasă. Că și criminalii au milă. Fratele Vulbran spunea, criminali condamnați pe viață, rupeau pâinea de la gură și hrăneau păsărele. De ce? Că le era milă de păsărele, știți? Dar au o parte bună, firea, și o parte rea. Dar acum, noi dacă umblăm călăuziți de fire, vom avea surpriza că dincolo de fața asta frumoasă, socială, educată, așa, vom avea răbufniri din partea cealaltă a firii. Și Pavel vine și spune, nu umblați călăuziți de firea pământească. Doamne ajută-ne aceasta să umblăm călăuziți de Duh. Amin? Eu nu vorbesc de călăuzirea firii. Mi-am propus să vorbesc ceva de călăuzirea Duhului Sfânt ca un ajutor în sfințirea noastră, în mântuirea noastră. Și în primul rând trebuie să fie călăuzirea asta permanentă. E o mare problemă. Iacob la binecuvântarea fiilor lui Iosif spunea în Genesa 48, Dumnezeu care m-a călăuzit din copilăria mea, în Isaia 64, până la cărunteța voastră vă voi călăuzi. Iar în Isaia 58:11 spunea, El te va călăuzi neîncetat. Îți va hrăni sufletul în locuri pustii și fără apă, va da iarăși putere mădularele tale, vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor care seacă. Rețineți expresia, te va călăuzi neîncetat. Recomandarea mea este, nu fă nimic în viață fără călăuzirea Domnului. Întotdeauna cere sfatul Domnului și la școală, și în locația care o alegi, și în profesie, și în căsătorie, și în slujirea din biserică. Doamne, care este voia ta? Când ești plin de Duhul Sfânt, vei înțelege foarte ușor care este voia al Dumnezeu. Mi-aduc aminte de David, omul care a cerut sfatul Domnului, când o ard țiglagul, când oamenii voiau să-l înșeze, să-l ucidă cu pietre. El a strigat, adă-mi efodul. Și a întrebat pe Domnul, să mă duc, voi avea biruință. Și Domnul îi spune, du-te, și vei avea biruință. David a fost omul care a întrebat pe Domnul, dar nu totdeauna. Făcea odată, a făcut somnul de amiază, s-a ridicat pe acoperișul palatului, s-a uitat în vale și la plajă sta o femeie tare frumoasă, care avea bărbatul dus la război. Și o poftit-o, o trimis un slujitor să o aducă să păcătuiască. Și eu spuneam, dacă ar fi strigat David, adă-mi efodul întâi. Adă-mi efodul să-mi întreb pe Domnul, să mă culc cu Bașeva sau nu. Dar în momente de ispitire nu-l mai întreb pe Domnul și asta e rău, că umblăm călăuziți de fire. Dacă ar fi adus efodul, îi striga marele preot, David, este un păcat, nu ți-i îngăduit. De aceea nu faceți nimic
Nu întreprindeți nimic până nu cunoașteți care este voia lui Dumnezeu. Când avem umplerea cu Duhul Sfânt, din umplerea asta avem decurge beneficiul ăsta. Voi n-aveți nevoie, trebuință de cineva să vă învețe, spunea Ioan, căci ungerea pe care ați primit-o vă învață toate lucrurile. Să ne dea Domnul ungerea asta, amin? Când vorbeam de metode de călăuzire, din Psalmul 143 cu 10, nu? Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea ta cea dreaptă, am găsit mai multe forme în care Domnul ne călăuzește. Psalmul 73, versetul 24. 1. Tu mă vei călăuzi prin sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Prima metodă prin care Dumnezeu ne călăuzește este prin sfat. A doua metodă este prin îngeri și a treia metodă am numit-o eu prin anumite împrejurări sau circumstanțe. Hai să ne luăm de rând, că nu predic mult. Călăuzirea prin sfat. Eram cu un frate, proroc, predicator, un om pocăit. Nevastă sa, la un moment dat, din cauza diabetului, a început să-i slăbească vederea. Era aproape oarbă. Cineva îi spunea, băi, nu năcăji nevasta, du-te la ea și operează. Altcineva îi spunea, nu te duci, că s-a dus cineva și nevastă s-a mai vedea un pic. După operație a rămas oarbă total. Acum el vine la mine și spune, măi, oare ce să fac? Unii mă sfătuiesc așa, unii, hai să mergem la un proroc. Îl sun pe Liviu Ugeniuc, nu-i acasă. Îl sun pe Mitică Franciuc, îi cu Liviu Ugeniuc. Mai sun pe cineva, nu era acasă. Cunoșteam o soră la Ipotești, prin care vorbește Domnul. Și spun, măi, hai până la sora Madalina. Femeia era relativ mai tânără, ajung, făcuse noaptea, întuneric, ajung la poarta ei, femeia dormea. El sta în mașină și omul ăsta, care el însă și proroc, dar am înțeles că una din caracteristici darului pentru folosul altuia. Și, deci nu mai știa pentru el să facă. Spunea, băi, ce să fac eu acum? Să mă duc la spital, să nu mă... Să scol femeia la obcat de noapte cu copii mici? Nu mi-am permis. E atunci în mine s-a întâmplat ceva, s-a produs ceva, am spus, măi, eu sunt pocăit. De ani și ani sunt pocăit, sunt botezat cu Duhul Sfânt. Unde-i ungerea aceea care ne învață toate lucrurile? Unde-i călăuzirea Duhului Sfânt care este în mine, dragii mei? Eu întotdeauna spun, Duhul Sfânt nu e un butoi gol care face gălăgie în trei sări de stăruință, răhnim, strigăm, asudăm și după aceea e nimic în adunare, nimic. Cum te îmbrăcai mai înainte așa și după aceea neascultare mai înainte se repete în adunare, liniște, tăcere de mormânt la rugăciune? Nu, nu. Duhul Sfânt când ne botează, El ne umple, ne călăuzește. Cum? Mă vei călăuzi prin sfatul tău. Primul sfat îl întâlnim prin cercetarea Scripturilor. Timotei 3 cu 16. 2 Timotei. Toată Scriptura este însuflată de Duhul Sfânt și de folos. Să învețe, să mustri, să îndrepte, să dea înțelepciune neprihănirii pentru ca omul lui Dumnezeu, așa mai departe, da? Deci prima dată sfatul lui Dumnezeu îl găsești în Scriptură. Dacă te hrănești cu cuvintele drepte învățături, 2 Timotei capitolul 4, da? Dacă te hrănești cu cuvintele acestea, când vei ajunge la ananghie, la strâmtorare, când vei ajunge în fața ispitei, Scriptura din tine te învață. Voi sunteți născuți din cuvânt. Voi nu puteți să păcătuiți din pricina cuvântului care este în voi. Dumnezeu a pus în noi Scriptură. Și în momentul când eu sunt ispitit, vine versetul din Scriptură și spune, fă așa, fă așa, nu-i voi așa. Cum stați cu cercetarea Scriptură? Și nu fac o pledorie pentru cercetarea Scripturii, să poate fi vorbită altă dată. Mie îmi place să îndemn oamenii să citească Scriptura. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Sfatul Domnului îl întâlnim întotdeauna în Sfânta Scriptură. Sfatul Domnului îl întâlnim prin descoperirile Duhului Sfânt. Prin vise, vedenii de noapte,
darul cuvântului de descoperire, cuvântul de înțelepciune, darul prorocie, vorbirea în limbi și tâlmăcirea limbilor, sunt toate daruri profetice prin care vorbește Dumnezeu. Ai tu darul ăsta în tine? S-a vorbit personal Dumnezeu la cugetul tău? Că asta e foarte important. Eu iubesc lucrarea de prorocie, umblu cu prorocii, merg la stăruință. Ultima adunare vizitată a fost o adunare de stăruință, câteva seri, în care toți care au intrat la stăruință au fost botezați de Domnul. A fost un har deosebit. Îmi place lucrul ăsta. Dar când nu-i prorocul lângă mine, când nu-mi răspunde la telefon, eu chiar nu știu ce am de făcut. Păi știu, fraților, știu din Scriptură și știu din Duhul Sfânt care l-am în mine. Ați vrut să vorbim de umplerea cu Duhul Sfânt. Când eu sunt plin de Duhul Sfânt, unul din beneficiile plinătății e călăuzirea care mi-o dă Domnul. Duhul Sfânt vorbește Duhul din mine, vorbește cugetul meu și mă învață ce să fac. Amin? Amin. Numai că noi trebuie să fim foarte sensibili la lucrarea Duhului Sfânt. Eu spuneam, Psalmul cât 50, Dumnezeu, da, Domnul vorbește. Dumnezeu e ca o stație, fie-mi permisă comparația tehnică, care emite 24 din 24. Lui Dumnezeu îi făcea plăcere în răcoarea dimineții, în fiecare dimineață vorbea cu Adam. Dacă eu nu-L aud pe Dumnezeu, vina-i la mine, nu la Dumnezeu. La El nu există o oră de audiență. Faceți o experiență. Treziți-vă noaptea asta la ora 2 și rugați-vă să vedeți că Domnul vă ascultă. Credeți asta? Treziți-vă dimineața la 4 și veți vedea că Dumnezeu nu doarme. Dumnezeu așteaptă rugăciunea ta. Faptul că eu nu-L aud pe Dumnezeu e vinovăția mea. Pentru că eu nu mi-am acordat frecvența mea cu a lui Dumnezeu. El vorbește de sfințenie, eu sunt păcătos. El vorbește de lucruri de sus, eu sunt copleșit de acele de jos. Și de asta nu sunt acord cu Dumnezeu. Aș vrea ca Domnul să ne umple în seara asta cu Duhul Sfânt și să ne călăuzească prin Duhul Sfânt, prin sfatul Său, prin Scriptură, prin darurile Duhului Sfânt și prin oameni. Sunt oameni care ne pot sfătui, fie că sunt pocăiți, fie că nu sunt pocăiți, rețineți. Că neamurile nu știau nimic de doctrina mântuirii prin credință și erau frământate, frații de la Ierusalim, Fapte 15, au scris o scrisoare, le-au trimis-o prin doi oameni și au citit-o și prin sfatul lor au călăuzit biserica dintre neamuri să știu ce au de făcut. În contemplare, un om al lui Dumnezeu extraordinar, împărat, o restabilit închinare adevărat, o prăznui Paște, o repara casa Domnului. Și acum, necomparatul farao Egiptului, strânge oaste mare și pleacă la război. Dar pleacă împotriva lui Cherchemiș pe râu. Iosia iese înainte, cu scandal. Și faraonul îi spune, ce am eu cu tine? Nu împotriva ta vin, eu lupt împotriva lui Cherchemiș pe râu și Domnul mi-a spus să mă grăbesc, nu, du-te acasă. Și Biblia spune așa, dar Iosia n-a ascultat de cuvintele împăratului Neco care veneau din gura lui Dumnezeu. Știți dumneavoastră că Domnul ne poate călăuzi și prin nepocăiți? Am să vă spun ceva, dar să rămâi aici între noi, da? Când eram eu mai tânăr, m-am uitat aia prin adunare și mi-a plăcut de o fată. Cântăreață foarte bună. Să vă spun? Măi, și mă gândeam eu, mă rugam Domnul, așa, oare-i corect, oare-i cinstit, a făcut școală pe nu știu unde. E, ca băiat, așa. Nu, nu, la noi eu vin de o biserică foarte conservatoare. Pentru că trei băieți au plecat în armată, cu valize la autobuz seara la 9, și trei fete au ieșit ca să-i conducă, numai să știe, ei rămas bun, le-au pus deoparte. Așa, mă trebuie băieți, deoparte, gata, nu mai cântați în cor. Deci aveam teama asta și mă tot gândeam, măi, să grăiesc, să nu grăiesc. M-a rugat Domnul să mă călăuzească, o dată veneam de la București, singur un compartiment. Înainte de plecarea trenului, unul aruncă țigara pe peron, urcă în tren, vine la mine în compartiment, liber, Domnul, liber. Și stă, de unde ești? Ia Suceava. Din Suceava, de unde? Îi spun eu, de unde? Și el mă întreabă, băi, o cunoști? Și spune exact fata asta.
Dar eu nu mă dau de gol, dacă spun că o cunosc, e vecină, la noi satul e mare. Dom'le, el îmi spune niște lucruri foarte urâte, foarte urâte despre ea, dar foarte adevărate, m-am convins că erau adevărate. Și mai merge vă trei, spune, hai, salut, eu cobor aici. Coboară jos și mă gândeam, ei, înger nu a fost, că avea țigară în gură când a urcat. Dar cine e ăsta care mi-a spus tot ce mă interesa și din ziua aceea m-am liniștit. Domnul ne vorbește prin oameni numai dacă avem urechea mare. El ne călăuzește prin sfatul lui, sfat prin Scriptură, sfat prin darurile Duhului Sfânt și poate veni un sfat, nu mai vorbesc de oamenii duhovnicești, dar și prin anumiți oameni, Domnul ne poate da sfatul său. Mergem la a doua metodă, prin îngeri și nu vorbim. Mergem la a treia metodă, că am spus că trecem repede, prin împrejurări. În Deuteronom 32, versetul 12. Așa a călăuzit Domnul pe poporul său. Cum așa? Și citim versetul 11, Deuteronom 32 cu 11, spune ca vulturul. Hai să-l citim. Hai să-l citim. Deuteronom, am spus eu, 32 cu versetul 11. Îl citim ca să știm mai bine. Ca vulturul care scutură cuibul, zboară deasupra puilor, își întinde aripile, îi ia și poartă pe penele lui, așa că le auzit Domnul singur pe poporul său. Lângă Girona, lângă Pamplona, nu lângă Girona, mai încoace, este o crescătorie mare, o rezervație de vulturi. Am fost și am vizitat-o, vulturi a cărora am venguri depășesc 3 metri și jumătate, vulturi uriași. Un prieten de-al meu, pocăit, administratul acelei rezervații, o da mâncare la vulturi. Ne-am înarmat cu binoclu, ne-am dus pe vârful muntelui și au venit vulturii. Dom'le, ca niște puncte negre pe cer, așa se roteau, au văzut stârvurile de acolo. Au coborât încet, încet și erau niște noamele de păsări mari. Eu am vrut să mă duc la ele, nu m-au lăsat frate ce lanț. Băi, domn, nu mă e pe mine, că am și eu o sudichire, nu chiar de lepădat așa. Dar frații de acolo mi-au spus un lucru. Vulturul ăsta, la deal nu poate să zboare. Dacă fugi după el, îl prinzi. Avem gura la aripii prea mare și n-are cum să-și ia zborul. Dacă îl fugărești în val, e mai ușor. Ei fac cuiburile pe stângi, în crăpături. Am văzut cuiburile lor cu binocul puternic. Și de acolo, ei numai se aruncă în gol, întind aripile și plutesc. Dar puii de vulturi sunt leneși și sunt fricoși, cât îți iei de vulturi. Și când ei cresc, îmbracă în pene și nu vor să zboare, vulturul ăla bătrân ia cuibul și îl strică. Îl ia cu ciocul și îl strică cuibul și ei rămân în aer și dau din aripi și când nu mai pot, vulturul se așează sub ei, îi ridică pe înălții mari și iar le dă drumul, așa îi învață să zboare. Vine Scriptura și spune așa, ca vulturul care scutură cuibul, zboară deasupra puilor, zboară deasupra lor, îi întinde aripile și ia și poartă cu penele lui. Asta am numit eu călăuzire prin împrejurări. De ce spun asta? Un exemplu din Scriptură. Dumnezeu ne duce câteodată la noi să spune strungă, acolo unde sunt mulți goile. Ca am de zile eu am luat cu oile, da? Deci este un ocol mare și acolo când ciobanul mulge oaia are o strâmtoare și ea trece pe acolo și acolo prinde numai decât. Dumnezeu așa creează pentru noi împrejurări în care ne duce în locul în care vrea El pentru că noi n-am vrut să mergem la timp. Domnul spune așa, duceți-vă, voi veți primi o putere, da? Fapte capitolul 1 cu versetul 8 în jur. Și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în Galileea, în Samaria și până la marginile pământului. Matei 28, 19, duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia. Dar acum eu merg la adunarea din Ierusalim. Ce frumos era la Ierusalim, mai frumos ca la voi, iertați-mă. Ce har era acolo. Păi să-l auzi pe Petru predicând și explicând la frați cum mergea el pe ape. Sau să-l auzi cum începe să plângă când în fața unei slujnici s-o lepădat. Sau să-l auzi pe Ioan, spune că eu nu știu, dar noaptea cine am pus capul pe pieptul lui și am adormit. Să-l auzi pe Toma, să-l auzi pe Bartolomeu, să-i auzi pe celălalt, pe Andrei, tot la predică. Și când se termină predica și îl-i foame, spune fraților, vă rugăm, coborâți un pic jos la masă. Aveau 7 diaconi și vine Prohor și cu Polonicu și Nicanor și Parmena și le dă mâncare.
Unde să te duci tu până la margine pământului când e așa de frumos la Ierusalim? Și acum vine vremea scuturării cuibului. Și spune în Fapte capitolul 8 că o mare prigonire s-a pornit împotriva ucenicilor din Ierusalim. Și unul din ei, Filip, fuge în Samaria, propovăduiește cuvântul și împlinește cuvântul Domnului după ce i s-a scuturat cuibul. Și Domnul face minuni, tămăduiri, vindecări, oamenii botezați, vine și Petru și Ioan de la Ierusalim, pun mâinile, primesc botezul cu Duhul Sfânt. De ce? Așa i-a călăuzit Domnul. Le-a scuturat cuibul și o trebuie să zboare puii de vulturi. De multe ori noi avem trimiterile noastre. Ne place aici fanfara, ne place orchestra, ne place corul, suntem comozi, ne place să stăm acasă și nu împlinim voia lui Dumnezeu. Și atunci Domnul vine și îngăduie câte o furtună în viața noastră, dar prin asta ea ne călăuzește. Am vorbit de călăuzirea Duhului Sfânt. Nu de mult eram la o întâlnire cu tineri, erau peste 1000 de tineri și le-am spus ca o provocare. Mi-ar place să vorbesc de călăuzirea Duhului Sfânt în alegerea partenerului de viață. Că umplerea cu Duhul Sfânt te ajută și să te căsătorești, și să te măriți bine, și să te însori bine. Deci mie mi-ar place grozav să vorbesc de călăuzirea Duhului Sfânt în alegerea partenerului. Dar pe voi nu vă interesează. Și s-a auzit un cor, ba da, atât 1000 de oameni au strigat. Și o trebuie să vorbesc de călăuzirea Duhului Sfânt mai departe în viața de familie. Eu mă opresc în seara asta aici. Aș vrea să mai facem o rugăciune ca Domnul să ne umple cu Duhul Sfânt și în urma umplerii cu Duhul Sfânt să beneficiem de o călăuzire permanentă. Amin? Amin. În trăirea personală, în viața de familie, că dacă n-ai plinătatea Duhului Sfânt în viața de familie, sunt probleme mari. Toate comitetele de la Viena nu rezolvă problema ta. De ce? Că nu ești pocăit și nu ești plin de Duhul Sfânt. Și în slujirea bisericească ne trebuie călăuzirea Duhului Sfânt. Aș vrea în privința aceasta, nu voi mai vorbi de modalitatea în care slujim altora. Te vei mântui pe tine. Umplerea cu Duhul Sfânt are acest beneficiu, călăuzirea pentru mântuirea ta. Darurile Duhului Sfânt sunt pentru mântuirea altora. Poate vom vorbi altă dată sau poate niciodată. Dar acum aș vrea să facem o rugăciune, așa m-am înțeles eu cu fratele păstor al dumneavoastră, și să rugăm încă o dată ca Duhul Sfânt să ne umple vasele noastre. Și ca urmare a umplirii noastre cu Duhul Sfânt, să vedem în Viena, la numărul 2, oameni călăuziți de Duhul Sfânt. Amin. Fete călăuzite de Duhul Sfânt, amin. Băieți călăuziți de Duhul Sfânt, amin. Bărbați și nevei. Și femei, nepoți și bunici, toți să fiți plini de Duhul Sfânt și călăuziți de Duhul Sfânt, ca să ne mântuim pe noi. Hai să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm Domnului.